Hristos a înviat, vă spun tuturor. O sărbătoare frumoasă, o sărbătoare care ne-a adus aminte de un adevăr fundamental și anume adevărul învierii Domnului nostru Iisus Hristos, o piatră de temelie pentru credința noastră și în seara aceasta dorim să continuăm discuția despre învierea Domnului Iisus Hristos. Invitat la discuție este domnul Caius Obiadă, apologet creștin, președintele organizației Vax Day Ministries. Vă spun bună seara și bine ați venit în dialog cu noi. Hristos a înviat, mulțumesc pentru invitație. Pentru noi creștinii în România, sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos a fost mult mai târziu și vreau să vă întreb cum a fost pentru dumneavoastră, cei din Statele Unite ale Americii, sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos. Sărbătoarea Domnului Iisus Hristos este o sărbătoare deosebită și America este puțin diferit de România și de restul lumii, pentru că este vorba de 50 de țări care sunt unite și în fiecare stat sunt diferite reguli, diferite legi, diferite oportunități de închinare. La noi în statul New York încă sunt restricții, capacitatea fiind mult mai redusă, însă multe adunări au sărbătorit învierea Domnului Iisus, programul de înviere în aer liber. A fost o zi frumoasă și am avut această posibilitate în partea de nord să lăudăm pe Dumnezeu. Aveți o slujire în Statele Unite, dar nu doar în Statele Unite, ci o slujire care se îndreaptă spre România, spre Europa, Vax Day Ministries. Cu ce se ocupă? Care este slujirea dumneavoastră prin această organizație pe care ați înființat-o? Vax Day Ministry a început activitățile în 2002. Înainte de 2002 s-au făcut pregătirile pentru această lucrare. În perioada anilor 2000 am ajuns la cunoștința faptul că nu avem prea multe cunoștințe istorice referitor la creștinism. De fapt, în acea perioadă erau multe forumuri și multe oportunități de a vorbi despre istoria noastră, a ceea ce suntem, ceea ce facem, și nu erau prea mulți care erau la cunoștință. Trecutul nostru istoric, nu numai al baptiștilor, dar a credincioșilor, a credinței din primele secole ale creștinismului. Misiunea Vax Day a intrat într-o lucrare educațională, am deschis biblioteca Vax Day, care este prima bibliotecă creștină online. De asemenea, prin biblioteca Vax Day am fost primii care au pus Biblia Cornelescu pentru uzanța fiecărui credincios român. Am deschis în 2003 publicația de apologetică Vax Day împreună cu colaborarea foarte multor tovarăși de lucru, ajungând la un apogeu de accesări de 1.2 milioane de accesări într-o singură lună în 2009. Am avut de asemenea oportunitatea să ajutăm lucrători, să facem campanii de evangelizare în țară și câteva turnee apologetice de asemenea împreună cu alți colaboratori. În principiu încercăm să facem cunoscut credința pe care o avem, ceea ce credem, ceea ce facem și ceea ce practicăm prin învățătură, prin internet, prin website-uri și prin producțiile laturei media, The Vax Day Production, prin care facem anale de istorie, episoade în anale de istorie, invităm diferiți profesori, specialiști în istorie și de asemenea încercând să aducem la cunoștință aspecte apologetice ale credinței noastre. Mulțumim de această prezentare. De fapt, înainte ca cealaltă să fie pe online, să ofere resurse, dumneavoastră deja
ați făcut acest lucru de mulți ani și cred că ați fost o binecuvântare pentru cei din România prin informațiile pe care le-ați furnizat. În seara aceasta aș vrea să vorbim despre a trăi învierea și vreau să mergem puțin la experiență. Printre dovezile învierii sunt arătările. Și arătările Domnului Iisus Hristos sau acele întâlniri speciale cu ucenicii sunt menționate atât în Evanghelie cât și în epistole. Aș vrea să vă întreb care sunt acele arătări și dacă am putea trece mai întâi de toate în revistă arătările Domnului Iisus Hristos, care au fost acestea și cum le prezintă Noul Testament. Arătările Domnului Iisus sunt o importanță mult mai mare decât mulți o cred, mai ales din punct de vedere apologetic. În primul rând, trebuie înțeles că în cele 40 de zile după învierea Iisus Hristos s-a arătat de mai multe ori decât avem menționat în Scriptură. În Scriptură avem înregistrat 10 întâlniri a Domnului Iisus cu ucenicii și cu alte persoane. Și aceste 10 întâlniri sunt următoarele. În Matei 28, 8-10, o avem pe Maria Magdalena, aceasta ar fi în prima întâlnire, să spunem. Nu sunt în ordine cronologică, dar încerc să enumerez cele 10 întâlniri. După aceea, o altă întâlnire a femeilor, în care este inclusă Maria din Clopa, Maria, mama lui Iacob și Ioan, în Matei 28, 8-10. După aceea avem o întâlnire foarte interesantă, cei doi ucenici pe drumul către Emaus, și aici s-ar putea face o emisiune numai despre această întâlnire, îl avem în o întâlnire pentru care a fost cu Petru. Și aceasta este prima întâlnire a Domnului Iisus cu Petru, care este înregistrată în Luca 24:34. Avem după aceea întâlnirea cu ucenicii fără Toma. În Luca 24:36 avem scris despre această întâlnire, ca mai târziu, 8 zile mai târziu, în Ioan 20:26-29, avem întâlnirea lui Iisus cu ucenicii, în care include și pe Toma. După aceea avem întâlnirea cu cei 7 ucenici. Și această întâlnire o avem în Ioan 21:1-2. După aceea, la 1 Corinteni, ajungând la epistole, la 1 Corinteni 15:16, Pavel ne spune că este o întâlnire de 500 de ucenici. Și acolo textul spune că a apărut apoi mai mult de 500 de frați la un moment dat. Deci e un lucru extraordinar. Al nouălea întâlnire, să spunem, scrisă în epistola, o găsim la 1 Corinteni 15:7, unde îl găsim pe Iacob și apostol. Apoi s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor. Iar a 10-a este înainte de înălțare. Și textul este din Luca 24:50-50. Acum trebuie să fac câteva precizări care sunt destul de necesare. În primul rând, așa ca o mică paranteză, este faptul că în Biserica Catolică, de fapt, ei ar susține că ar fi fost 12 întâlniri, incluzând pe Maria, mama lui Iisus, și pe Iosif din Arimatea. Aceste două întâlniri particulare nu le găsim pe pagina Bibliei, dar ei susțin din punct de vedere oral, aceste întâlniri au avut loc. A doua mențiune pe care vreau să o fac este faptul întâlnirii lui Pavel cu Iisus. Acest episod pare să fie avut loc după ascensiunea lui Iisus, având în vedere că Pavel a văzut o lumină și a auzit o voce, așa cum este scris în Fapte 9:3-6. O altă mențiune care merită notată face referire la primele apariții fiind nu la apostoli, ci la femei. Se pare că Iisus folosește femeile să ducă vestea învierii. În această perioadă, de fapt, este bine cunoscut faptul că mărturiile femeilor nu aveau o mare greutate. De fapt, excluderea femeilor de la instanțe juridice era normativă. Instanțele erau făcute de bărbați pentru bărbați,
De fapt, femeile babiloniene, egiptene și cananite nu au mers la o curte judecătorească, nici femeile grecești, nici în vremurile ulterioare. Femeile romane puteau depune mărturie în instanță, dar nu puteau fi martori unui testament. Un cercetător biblic face observația că mărturia femeii la înviere nu a fost folosită în nicio prezentare apostolică. Totuși, mărturia femeilor este folosită să confrunte orice acuzație de fabricare a adevărului din partea ucenicilor. Dacă ucenicii ar fi fost cei care ar fi fost primii să vestească învierea Domnului Iisus, foarte multe întrebări s-ar fi pus la cât de adevărat această înviere ar fi fost, punând sub semnul întrebării de fapt pe toți apostolii. Iar ca un punct final, așa ca o notă, este faptul că 10 simbolizează completitudinea. De fapt, sunt 10 porunci, 10 regate, 10 bărbați pentru un corum la Sinhedru. Deci, aceste 10 relatări a învierii arată o completitudine și este o completitudine și din punct de vedere apologetic a apărarea credinței noastre. Tot așa, cu o notă importantă este faptul că noi creștinii depindem în învierea Domnului Iisus, în cât de adevărat a fost, pentru că toată credința noastră este bazată în persoana lui Iisus Hristos, dacă a existat, dacă a trăit, cine a fost, unde a fost, totul depinde în El. Așa că învierea este un lucru foarte important, de o greutate extraordinară, nu numai din punct de vedere teologic, dar din punct de vedere apologetic a apărării credinței noastre. Da, foarte frumos ați relatat aceste 10 vierși și interesant și această conexiune cu numărul 10, o arătare completă pe care Iisus Hristos o face, în așa fel încât prin asta înțelegem și faptul că El s-a arătat și acest lucru constituie un argument suficient. Dar vreau să vă întreb puțin legat de folosirea acestor arătări în relație cu apologetica. În ce măsură aceste arătări pot constitui dovezi obiective și suficiente în apărarea învățăturii despre învierea Domnului Iisus Hristos, cu privire la învierea Domnului Iisus Hristos? Cum am putea folosi aceste arătări, sunt ele dovezi obiective și suficiente? Am să fac 3 puncte la această întrebare. Numărul 1 este că lista lui Pavel cu martori oculari la apariția învierii lui Iisus garantează că apariția a fost reală. De fapt, Pavel ne spune că Iisus s-a arătat lui Petru, apoi cercul interior al ucenicilor cunoscuți sub numele de cei 12, apoi a apărut unui grup de 500 de ucenici deodată, apoi fratelui mai mic al lui Iisus, Iacov, care până atunci se pare că nu era credincios, apoi din nou apostolilor. În cele din urmă, Pavel adaugă, mi s-a arătat și mie, pe vremea când Pavel era încă un persecutor al mișcării timpurii a lui Iisus, test găsit în 1 Corinteni 15:5-8. Având în vedere data timpurii a informației lui Pavel, precum și cunoașterea personală a persoanelor implicate, aceste aparențe nu pot fi respinse ca simple povești. Nici o curte judecătorească ar putea nega mărturia acestor martori. Învierea lui Iisus nu a putut fi combătută datorită martorilor oculari care nu au fost puțini în număr. De fapt, nu este nicio contestație în timpul Domnului Iisus și în timpul lui Apostol și al lui Pavel care să contesteze învierea lui Iisus Hristos, pentru că nu au fost martori oculari, încă trăiau în acea perioadă. Și Pavel face această mențiune că acești martori sunt încă vii și pot fi întrebați. Al doilea lucru este narațiunile de apariție din Evanghelie oferă o atestare multiplă, independentă a aparențelor. Și la ce facem referință? De exemplu, apariția lui Petru este atestată de Luca și Pavel.
apariția celor 12 este atestată de Luca, Ioan și Pavel. Apariția femeilor este atestată de Matei și Ioan. Narațiunile de apariție se întind pe o gamă atât de lungă de surse independente, încât nu pot fi negate în mod rezonabil că primii ucenici nu au avut o astfel de experiență. Astfel chiar și scepticii criticului german Georg Ludemann concluzionează: cu siguranță poate fi luat ca fapt istoric că Petru și ucenicii au avut o experiență după moartea lui Iisus, în care Iisus a arătat ca Hristos cel înviat. Ca o paranteză, trebuie înțeles că evangheliile au fost scrise independent, ei nu au colaborat între ei și totuși, într-un mod extraordinar, aceste evanghelii se completează una cu alta și scrie lui Pavel se completează cu evangheliile, care denotă faptul că aceste mărturii au fost independente. Deci ei nu s-au bazat pe mărturia la unul și la altul, nu s-au citit lucrările înainte să fi scris fiecare evanghelist scriindu-și lucrarea. Al treilea lucru pe care vreau să-l vorbesc este martorii oculari originali au murit pentru validitatea învierii. Asta e un lucru foarte important. Toată istoria se bazează pe mărturie. Mărturia este modul în care știm că ce s-a întâmplat în trecut s-a întâmplat de fapt. Primul lucru trebuie să pusă următoarea întrebare. De unde știm că martorii învierii spuneau adevărul? Au avut halucinații? Au fost mincinoși? Au distorsionat istoria? Una dintre cele mai convingătoare evidențe că martorii oculari au văzut pe Hristos înviat a fost remarcabila transformare prin care ei însuși au experimentat-o. Trebuie adus aminte că majoritatea apostolilor au fost uciși într-un mod violent, au murit ca martiri. Cu toate acestea, niciunul din apostoli nu s-a lepădat de Hristos chiar și în fața morții. Ei și-au autentificat sinceritatea cu propriul lor sânge. Ei au spus adevărul. Acești oameni au murit de bună voie pentru a validita sinceritatea credinței lor. Sinceritatea, acum trebuie să facem o înțelegere, sinceritatea nu dovedește adevărul, dar a dovedit ceva foarte important în povestea aceasta este faptul că acești oameni și-au dat viața, pentru că ei nu au fost niște persoane care să aducă o falsitate lumii, ci au adus un adevăr prin care demonstrează că învierea nu a fost o minciună. Mai mult de atât, ei nu au fost conspiratori, i-au adus adevărul ca martori oculari a un eveniment extraordinar, dacă nu galactic, pentru noi. Mulțumesc mult! Foarte interesant argumentele care le-ați adus vis-a-vis de validitatea acestor experiențe și rolul lor în apărarea învățăturii despre învierea Domnului Iisus Hristos. Ați plecat la faptul că mărturia în sine reprezintă un element probatoriu în orice instanță, inclusiv în instanța romană. Dreptul roman, martorii sunt o dovadă asupra relatării faptelor și un element probatoriu fundamental. După aceea ați vorbit despre faptul că, da, aceste mărturii sunt obiective și nu subiective, datorită faptului că în mod independent autorii celorlalte scrieri relatează despre aceste mărturii și mai mult decât atât ați adus și argumentul că aceste mărturii au fost adevărate și prin faptul că ucenicii urmașii lui Iisus Hristos au fost gata să moară pentru afirmațiile pe care le-au făcut, afirmațiile pe care le-au văzut, și sacrificiul este dovada adevărului. Bun, cineva ar putea să spună, bun, sunt astăzi comunități religioase care mor și pentru minciună,
pentru neadevăruri, dar ați punctat aici foarte interesant că pentru ceea ce ei au afirmat, au fost gata să-și moară. Sper că am înțeles foarte bine, am rezumat aceste elemente în ce privește autenticitatea acestor mărturi. Aș vrea să mergem puțin la una dintre arătările Domnului Iisus Hristos, și anume arătarea Domnului Iisus Hristos ucenicului Toma după înviere, la acea întâlnire în care erau prezenți ucenicii, dar și Toma. Potrivit cu această relatare, putem oare trage concluzia că pentru ca cineva să creadă, are nevoie de o anumită experiență personală și nu doar de informații, de anumite argumentări fundamentate rațional, că nu-i nevoie doar de informații, ci e nevoie și de o experiență. Cum ați privit dumneavoastră aspectul acesta și cum ați interpreta relatarea aceasta pe care Evanghelistul Ioan o face cu privire la Toma? O întrebare foarte bună și foarte dificilă, dar e o întrebare cheie și e un aspect cheie în înțelegerea învierii, dacă vreți să spunem. În primul rând, n-am să intru în aspectul teologic a semnificației întâlnirii lui Toma cu Iisus, cel înviat, ci am să explic implicația apologetică și semnificația acestei întâlniri. În primul rând trebuie să aduc aminte că Scriptura, din nou, dacă vă aduceți aminte, am spus că enumerează 10 întâlniri cu Iisus cel înviat, cu o semnificație numerologică a completitudinii. Am să fac niște remarci referitor la această întâlnire. Și primul punct pe care vreau să-l fac este că din punct de vedere legal a unei mărturii în fața unui corp judecătoresc, mărturia învierii prezentată de Toma are cea mai mare greutate testimonială. Și de ce? Folosirea unui martor într-un caz juridic poate fi foarte periculoasă pentru identificarea unei persoane dacă martorul ocular nu are o interacțiune anterioară care stabilește o cunoaștere intimă a celui acuzat. Toma oferă o mărturie care nu a putut să fie contestată. Toma nu numai că are o interacțiune anterioară cu Iisus, dar ajunge să identifice pe Iisus ca înviat, fiind singura mărturie care a prevăzut și o atingere și verificare fizică a lui Iisus. Mărturia lui Toma este greu, dacă nu imposibil, de contestat în vederea învierii lui Iisus. Dacă până aici am avut diferiți martori care l-au văzut pe Iisus sau l-au interacționat cu el, Toma este cel care de fapt face o verificare fizică a lui Iisus. Pune mâna pe el și verifică într-adevăr dacă este Iisus. Al doilea aspect important în întâlnirea lui Toma cu Iisus, cel înviat, face referință la diferența între experiență și informațiile raționale pe care Toma le avea. Din punct de vedere filozofic, cunoașterea este o sumă a impresiilor, pe baza modului în care înțeleg aportul senzorial. Experiența este actul de a exersa și provoca conștiințele sau lipsa acestora pentru a obține un aport senzorial. Deci există o relație simbiotică între cunoaștere, și aici pun în paranteză teorie, și experiență, practica. Cunoașterea de fapt pune accent pe teorie și obținerea de informații și idei. Pe de altă parte, experiența subliniază practica sau aplicarea cunoștințelor pe o perioadă prelungită de timp pentru a consolida înțelegerea subiectului sau anumite sarcini. În timp ce cunoștințe suplimentare pe un subiect sau sarcini pot fi obținute prin experiență, experiența nu poate fi obținută prin instruire. Deci Toma, cu 3 ani de zile instruit, nu i-a dat experiență. Experiența vine cu timpul și în expunere și practică. Se mai bazează mai degrabă pe o aplicație practică cât pe o presupunere. Acum, experiența personală a lui Toma despre Iisus a dus la o transformare.
De fapt, răspunsul său, Domnul meu și Dumnezeul meu, dezvăluie schimbarea sa radicală de paradigmă. Mărturisirea și predarea sa, încrederea sa transformată și în adevărata închinarea lui Iisus ca Dumnezeu al său. Orice întâlnire cu Iisus, oricât de blândă sau mică, este transformatoare. Dacă desicăm cazul lui Toma, necredincioșul, putem face următoarele observații. 1. L-a cunoscut pe Iisus într-o formă apropiată înainte de înviere. Toma a fost unul din ucenicii lui pe o perioadă de 3 ani. 2. Toma a fost privilegiat să facă parte din cercul celor mai apropiați de Iisus, cu acces deosebit la orice informație sau neînțelegere teologică sau de viață. A avut acces imediat, a putut să-l întrebe în această perioadă pe Iisus Hristos orice lucru și să fie clarificat în orice lucru. 3. Toate informațiile despre Iisus, martor la activitățile misionale lui Iisus, nu au produs transformare. Toma nu a reușit să pune toate informațiile primite să identifice cu încredere că Iisus ca fiul al lui Dumnezeu. De fapt, niciun ucenic la început nu a crezut că Iisus a înviat. A fost o problemă foarte mare. Toma ajunge să experimenteze o transformare când Iisus se lasă pipăit, interogat de Toma. Acesta este momentul în care toate informațiile, tot aspectul teoretic deținute de Toma despre Iisus, încep să dea claritate și mai mult de atât ajunge să dea o transformare. De fapt, acest moment când Toma realizează că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, cu toate că auzise această declarație înainte de înviere, fără să fi făcut sens în mintea lui Toma. Teoria cunoașterii lui Iisus ca Fiul de Dumnezeu trebuie să ajungă la o înțelegere practică a unei experiențe transformatoare. Toma a avut nevoie de experiența întâlnirii practice cu Iisus ca să poată pune împreună toate argumentele teoretice acumulate pe perioada de 3 ani în prezența lui Iisus. Cunoașterea Iisus nu l-a făcut un evanghelist pe Toma, de fapt nu a avut un interes deosebit să facă cunoscut pe Iisus. Experiența întâlnirii cu Iisus cel înviat a produs o transformare, o atitudine de învigorare a spiritului misionar, al dorinței să facă cunoscut tuturor pe Iisus Hristos. Deci, încercând să venim înapoi la întrebare, este nevoie ca informațiile pe care noi le-am primit despre Iisus Hristos trebuie să ajungă la un act practic și acesta se întâmplă în momentul întâlnirii personale cu Iisus Hristos. Da, mulțumesc. Deci, cu alte cuvinte, e nevoie și de informație, dar e nevoie și de experiență palpabilă, o experiență practică a întâlnirii cu Iisus. Interesant este că Domnul Iisus Hristos îi spune lui Toma, Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce nu m-au văzut și au crezut. Prin asta oare Domnul Iisus Hristos anihilează experiența sau încurajează ca cei care cred în Iisus să fie parte a unor experiențe, a unor trăiri împreună cu ceilalți credincioși? Experiența nu este anulată. Experiența, indiferent dacă este de la un nivel fiziologic de faptul că ai pus mâna sau la un nivel spiritual, trebuie să existe. De fapt, fiecare persoană care a acceptat pe Iisus Hristos vorbește despre o experiență personală pe care nu o pot explica, o transformare care are loc, care mulți dintre noi nu putem să o explicăm. M-am gândit foarte mult la experiența mea personală cu Iisus Hristos și nu am o mărturie senzațională. Nu pot să spun că am fost bețiv și nu mai beau. Am fost una femeia și nu mai sunt. Am fost nu știu ce. La mine, crescând într-o familie de credincioși, a fost o transformare lentă, dar a existat o noapte, mi-aduc aminte, într-o vineri noapte, când m-am îngenunchiat, n-am știut ce se va întâmpla, n-am știut ce să fac, n-am știut ce să spun, am spus un singur, Doamne, nu știu dacă fac bine, nu știu dacă așa se face, dar te rog să intri în inima mea. Și a fost o experiență pe care nu pot să o explic, e un...
ceva surreal. Am primit așa o pace care nu se poate explica și din momentul ăla percepția mea de umblare în Hristos n-a mai fost în acea căutare personală să fiu sigur că nu fac. Deja a devenit ceva natural în viața mea să-L urmez pe Hristos și să fiu, să mă identific cu viața Domnului meu. Foarte frumos faptul că ați adus această explicație într-un plan personal, explicând și întărind ideea că fiecare dintre noi de fapt avem o experiență și oricât am pretinde că doar informația, adevărul este cel care a fost parte în transformarea noastră, cu toate acestea fiecare dintre noi avem o poveste a transformării și asta este minunat. Aș vrea să mergem mai departe cu relația aceasta dintre experiență și credință și aș vrea să vă întreb cum privesc apologeții această relație dintre experiență și credință și dacă puteți să ne dați câteva exemple, câteva argumente cu privire la cum privesc apologeții creștini această relație. Este o întrebare foarte grea și am să încerc să explic conceptul. În primul rând vreau să fac o definiție a acestor doi termeni, experiență și credință. Experiența este actul de a-mi exersa și provoca cunoștințele. Experiența este o formă de cunoaștere care rezultă din repetiția directă a unei impresii, dintr-o realitate internă sau externă, care se află în exterior controlului nostru liber. Credința este o încredere deplină sau o încredere în ceva sau ceva. De fapt, C.S. Lewis face următoarea definiție. Credința este arta de a te ține de lucrurile pe care rațiunea ta le-a acceptat odată în ciuda stărilor tale de spirit schimbătoare. Acum, este greu să porți o discuție cu cineva care face din experiența lor arbitrul final al realității. Mulți oameni împărțisează vechea zicală conform care spune că o persoană cu o experiență nu este niciodată la mila unei persoane cu argumente. De fapt, cunoaște din experiențele personale că poți argumenta cu o persoană cât vrei, mai ales unul că a avut o experiență deosebită, că nu poți să-l convingi cu niciun argument. Da. Experiența ne poate ajuta să conectăm teoria la practică și conceptele abstracte la situații concrete. Ne ajută să trecem prin nuanțe ale vieții în această lume complexă. Există chiar și câteva experiențe care par să demonstreze că experiența depășește argumentarea. Vorbind despre credință, Iacov scrie, și dacii cred și se înfioară. Mai mult de atât, l-au cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu. La un moment dat spune, ce avem de a face cu tine, Fiul lui Dumnezeu? Deci o încredere care nu a produs o transformare datorită lipsei experienței cu Iisus. Aceasta o vedem la demoni și la draci. Am să intru puțin în istoria filozofică și am să vă prezint doi filozofi. Immanuel Kant. Într-o lucrare publicată în anul în care a murit, Kant analizează baza doctrinei sale teologice în trei articole de credință. 1. Crede într-un singur Dumnezeu care este sursa cazuală a tuturor binelui din lume. 2. El crede în posibilitatea armonizării scopurilor lui Dumnezeu cu cel mai mare bine al nostru. Și 3. El crede în nemurirea umană ca fiind condiția necesară a abordării noastre continuare către cel mai înalt bine posibil. Și asta se poate găsi în cartea Metafizică la pagina 131. De ce l-am spus pe Immanuel Kant? Immanuel Kant recunoaște că există un Dumnezeu, are cunoștință teoretică despre Dumnezeu, totuși Immanuel Kant nu a avut nicio relație transformatoare cu Iisus Hristos. Un alt caz, David Hume. Hume contestă unele argumente pentru existența lui Dumnezeu, dar în scrierile sale, în mod repetat, afirmă existența lui Dumnezeu și speculează despre natura lui Dumnezeu. Nici acest om, cu toate cunoștințe și cu toate care a recunoscut și recunoaște pe Dumnezeu, nu a avut
această experiență despre care vorbim, această experiență transformatoare pe care Toma și alții au avut-o. Avem, de fapt, multe exemple în care oamenii intelectuali ajung la o cunoștință și încrederea unei existențe supranaturală pe care o cunoaște ca Dumnezeu și totuși nu sunt interesați la o experiență personală cu Isus. Credința îți dă încredere că un scaun te poate susține, îți dă încredere și siguranță că nu se rupe când te pui pe el, însă credința sau încrederea este un produs al minții. Experiența îți dă încredere că poți trece pe verde la o intersecție, intelectual depinzând experiența trecută de a trece pe verde fără să fi fost lovit de o mașină. Totuși, niciuna nu are o relevantă când credința nu are aplicație practică, când experiența nu este beneficiul viitorului după moarte. Este nevoie de o experiență transformatoare când vorbim despre Dumnezeu și despre o relație cu Dumnezeu. Mulți cunosc, mulți sunt informați despre multe lucruri. Avem teologi care nu sunt născuți din nou și nu au avut niciodată această experiență transformatoare. Deci, cu alte cuvinte, ați prezentat dintr-o perspectivă filozofică cu două argumente. Unul care a avut informația despre credința în Iisus Hristos, afirmații despre Dumnezeu, dar nu a beneficiat și n-a avut parte de o experiență. Al doilea exemplu, experiența și credința în mențiunea a doua pe care ați făcut-o. Cu alte cuvinte, cele două nu se exclud, ci se completează, dacă înțeleg bine. Ele se completează și ele împreună aduc și confirmă transformarea unei vieți prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Cum vedeți această completare dintre experiență și credință? Trebuie să ne aducem aminte de fapt ce se întâmplă. Fără credință nu este posibilă transformarea. Și transformarea nu este posibilă fără credință. De fapt, credința este un dar al lui Dumnezeu, dacă ne aducem aminte. Și această credință este necesară. Diferența între o încredere și o cunoaștere intelectuală a un lucru și o nădejde al lucrurilor este cu totul alta. În cazul unui credincios, unui om născut din nou, unei persoane care se pocăiește de păcatele lui, în momentul în acceptării lui Iisus Hristos, credința este dată ca dar al lui Dumnezeu și se produce transformarea. Nu pot să explic această experiență deosebită care are loc și nu pot spune care este primită, dacă credința este înaintea experiența după, sau experiența înaintea credinței, dar această fuziune și această combinație acestor două elemente este necesară transformării și stabilirii unei relații cu Dumnezeu. Scriptura ne vorbește despre o experiență a învierii împreună cu Hristos și foarte interesant că în special teologia Apostolului Pavel vorbește ați fost înviați împreună cu Hristos. Astfel, învierea Domnului Iisus Hristos nu este doar un act istoric, ci devine o experiență spirituală, o experiență spirituală la care au acces și cei care au trăit după învierea Domnului Iisus Hristos. Și această expresie înviați împreună cu Hristos e un simbol al transformării noastre, e parte din procesul transformării noastre. De ce ar fi necesar ca o persoană să aibă o astfel de experiență și astăzi și cum ar fi posibil ca cineva care trăiește după învierea Domnului Iisus Hristos n-a fost în rândul ucenicilor care au văzut pe Iisus Hristos într-un trup de slavă arătat lor, într-un trup după înviere, mă iertați, într-un trup după înviere, și cu toate acestea, de ce ar fi necesară și cum ar fi posibil ca astăzi cineva să ajungă la această înviere împreună cu Hristos?
În primul rând ar trebui să explic pe scurt semnificația învierii ca să înțelegem de ce este necesară această experiență. În primul rând, învierea lui Iisus validează că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Un lucru foarte important. 2. Demonstrează că El este Marele Profet. Al treilea lucru, învierea demonstrează că El este Hristos Mesia, Cel care are să vină din nou. Demonstrează adevărul despre credința creștină. Recunoașterea, acceptarea morții lui Iisus Hristos pentru păcat și în același timp garantează viața veșnică. Este foarte important să recunoaștem aceste lucruri și mai sunt și alte. Acestea sunt lucrurile principale și de importanță în semnificația învierii lui Iisus. La 1 Corinteni 15:8 la 11 găsim experiența învierii experimentată de apostolul Pavel, unde scrie: după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt cel ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă mai mult am lucrat, mai mult decât toți. Totuși eu, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine, astfel dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Când femeile au descoperit că trupul nu era, au crezut că au fost furat și au fost pus în altă parte. Experiența învierii nu are loc până când Iisus nu se întâlnește personal cu femeile. E un lucru foarte important de înțeles lucrul ăsta. Toate transformările care au avut loc, au avut loc în baza întâlnirii cu Iisus. Thomas nu are experiența învierii până când Iisus nu se întâlnește cu el. Și aici fac o mică paranteză pentru că Toma se întâlnește după 8 zile. Ceea ce în tradiția evrească este o nouă creație. Și Toma ajunge să experimenteze o nouă creație, un nou început în viața lui, în momentul în care el ajunge să se întâlnească cu Iisus Hristos. Experiența învierii este diferită pentru fiecare și necesară la nivel personal. Pavel de fapt face foarte clar ce trebuie să crezi ca să fii mântuit, în care include învierea lui Iisus din morți. De fapt, în Roman 10:9 scrie: dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. De fapt, temnicerul din Filip, în Macedonia, a întrebat pe Pavel și pe Sila: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Acum, dacă nu te interesează viața veșnică, bineînțeles că tot acest interviu, toată această discuție nu are niciun rost, pentru că totul face sens pentru o persoană care caută să aibă viață veșnică, să aibă o împăcare cu Dumnezeu, în lumina faptului că, de fapt, noi l-am omorât, păcatul nostru l-a omorât pe Iisus Hristos la cruce. Importanța experienței personale cu Dumnezeu constă în faptul că atunci are loc transformarea. Avem persoane care merg la biserică de ani de zile și totuși nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și nu există o relație personală cu Dumnezeu. Experiența pe care o ai în momentul în care te decizi să îngenunchezi, să te lași în mâna lui Dumnezeu, să recunoști păcatele, să recunoști că păcatele tale au dus pe cruce pe Iisus Hristos, în acel moment această experiență poate să aibă loc. Deci, cu alte cuvinte, avem nevoie de a ne supune lui Dumnezeu și acest act al supunerii este manifestat prin credința în ceea ce a făcut El și odată ce noi credem în ceea ce a făcut El, noi experimentăm învierea. Învierea nu trebuie să o reproducem în sens fizic astăzi, nu trebuie să mergem la un loc anume pentru a experimenta învierea, ci odată ce noi am crezut în ceea ce s-a întâmplat, așa cum ucenicii au crezut în Iisus Hristos care a înviat și nu au acceptat neadevărul comunicat de
autoritățile romane ale vremii că Iisus Hristos și trupul lui a fost furat, de fapt ei au experimentat, de fapt s-au făcut parte la această înviere. Deci, cu alte cuvinte, învierea ne cheamă la credință, ne cheamă la credință în Dumnezeu și prin această credință personală în Domnul Iisus Hristos, El, de fapt, face noi și aduce noi o viață nouă, ne trece prin moarte, ne trece prin moarte, care înseamnă separare de ceea ce a fost în trecut și ne aduce să trăim o viață nouă. Și aș vrea puțin să comentăm în finalul emisiunii noastre puțin despre un pasaj care ne spune cum arată acum viața noastră, care este înviată împreună cu Hristos. Spune, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, spune Apostolul Pavel, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Deci este o chemare acum pentru noi să avem o altfel de orientare în viață. Ce înseamnă oare să umblăm după lucrurile de sus? Unii ar crede că ar trebui să ne uităm tot timpul în sus, în sensul de a umbla cu capul prin nori, poate spun unii. Ce înseamnă de fapt că odată ce am trecut prin moarte și înviere împreună cu Hristos, noi avem o altfel de perspectivă, o altfel de țintă în viață. Cum ați interpretat dumneavoastră pasajul acesta? Este un pasaj foarte interesant și este mai greu de înțeles pentru cei care nu sunt în Hristos sau pentru cei care sunt copii în Hristos. Acest pasaj, în primul rând trebuie să luăm contextul, în sensul că sunt deja lucruri care ni s-au promis, și anume ni s-a promis să nu ne gândim cu ce ne vom îmbrăca, cu ce vom mânca, deci partea fizică de a mâncării și al îmbrăcămintelor este asigurată. Acum, când vorbeam despre experiența mea cu Iisus și când l-am primit pe Iisus Hristos, ceea ce s-a transformat în mine este această dorință de a fi cu Iisus tot timpul. Și un lucru pe care pentru un credincios este foarte important este dezvoltarea acestei relații cu Iisus Hristos și anume în cunoștința Scripturilor. Pentru că în Scriptură ni se spune multe lucruri care trebuie făcute și la care noi trebuie să tindem. Roadele Duhului Sfânt, necesitatea Evangheliei, dorința de a-ți duce familia cu tine în împărăția lui Dumnezeu. Evangelizarea spune duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Dragii mei, dorința de a fi cu Iisus ne face să ne uităm în jurul nostru și să ne dăm seama că și aproapele nostru, sora mea, fratele meu, părinții mei, au nevoie și de Hristos. Doresc ca și ei să se bucure de o relație cu Dumnezeu așa cum mă bucur și eu. Și ca lucrul acesta, uitându-mă la Hristos, mă face să trăiesc o viață diferită, mă face să investesc timp în copiii mei să ajungă la o relație cu Hristos, să înțeleagă cel puțin la început, din punct de vedere argumentativ, ideologic, teoretic, existența lui Iisus Hristos. Relația cu Iisus Hristos ajunge să fie o realitate în momentul în care o persoană este introdusă la Iisus Hristos. Nimeni nu poate să ajungă la Iisus Hristos fără să aibă să fie auzit despre el. De fapt, spune că credința vine în urma auzirii. Deci, eu ca credincios, în momentul în care l-am primit și această transformare s-a produs în viața mea, dorința mea a fost și este să fiu un martor celor din jurul meu, pentru că aceasta este dorința Tatălui, pentru că El iubește pe toți și dorește ca toți, noi toți să fim cu El, ne dă această șansă pe care am pierdut-o în grădina Edenului. Transformarea despre care este vorba și această umblare după lucrurile de sus este umblarea în conceptul Iisus Hristos, în dorința de a câștiga întreaga lume. A venit, s-a sacrificat pentru păcatul meu, de ce? Pentru mine personal sau pentru tine? Nu, pentru noi toți.
a venit și a făcut o sacrificare deosebită. Gândul meu este, dacă este în Hristos, ajunge să fie același lucru de a ajuta, a predica Evanghelia, a aduce mesajul mântuirii la cât mai mult din jurul meu, începând din familia mea, neamul meu, societatea, comunitatea în care trăiesc și țara în care locuiesc. Aceasta este o umblare în Hristos, a merge după lucrurile la care Hristos se gândește, ci nu la lucrurile mărunte, ce mașină să-mi cumpăr, cum plătesc chiria sau așa mai departe. Mulțumesc mult pentru această discuție care am avut-o în seara aceasta. De fapt, nu a fost o simplă discuție, ci a fost o proclamare a adevărurilor fundamentale despre învierea Domnului Iisus Hristos. Și dacă ar fi să tragem o concluzie în seara aceasta, este: avem nevoie de credință pentru a experimenta învierea, iar dacă am experimentat învierea, avem obligația să fim martori al lui Iisus Hristos pe baza experienței pe care am avut-o și adevărului pe care El ni l-a dus în viața noastră. Vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi în această emisiune. Le mulțumesc și celor care ne-au urmărit în seara aceasta. Vă spunem din nou: Hristos a înviat! Dumnezeu să vă binecuvinteze și să rămână nu doar un adevăr pe buzele noastre, ci să fie o experiență în care noi toți cei care rostim adevărul acesta să-l fi experimentat, să fi trăit, să fi experimentat ceea ce înseamnă o schimbare a vieții noastre, transformarea vieții noastre și o umblare împreună cu Hristos după lucrurile de sus. Vă doresc tuturor o seară bună, la revedere!